Părerea mea, cu subiectul Roșia Montană trebuie foarte multă grijă. Nu știu dacă cineva a inițiat vreun demers, dar cred că nici n-am auzit de la guvern să înceapă ceva, nici de la altă instituție. Am înțeles, sunt niște inițiative, dar eu zic să fim mai cumpăniți cu subiectul. Domnule Dragnea, dar care este poziția dumneavoastră? Domnul ministru Meleșcanu spunea că, din ce știe, acel dosar trimis la UNESCO a fost trimis ilegal, pentru că premierul Dacian Cioloș nu și-ar fi pus semnătura și nu ar fi fost aprobat în guvern și că, fiind un viciu de procedură, ar putea să nu fie trecut în patrimoniul UNESCO. Dumneavoastră, ce poziție aveți față de această problemă? Dacă procedurile nu au fost corecte, e normal că ele nu poate să aibă efecte, dar dincolo de asta, subiectul în sine, Roșia Montană, este un subiect delicat și care trebuie abordat cu foarte multă cumpănire. Ar putea fi reactivat acel proiect vechi din 2013 să poată lucra din nou? Îmi vine greu să cred.